Buonasera, dragii mei, Mihai Racoviciar, realizatorul emisiunii Cadastru pe Înțelesul Tuturor și în această seară vom avea un subiect foarte interesant pe multiple paliere cu oameni deosebiți și îi introduc și anume pe domnul secretar al Comunei Livezile, domnul secretar Radu Briscan, bine ați revenit în mijlocul nostru! Bine v-am regăsit și mulțumesc încă o dată pentru invitație! Evident că mergem la Miercurea Ciucu, unde acolo nu știu ce se întâmplă, dar nu vrem decât autorul acelor 101 închieri de carte funciară, îl vrem prezent, obligatoriu. Bună seara! Bună seara! Acum răsare soarele la noi, de aia nu se vede foarte clar. A, e foarte important să vă luminați, mare lucru. Și noi ne vrem, domnul Raco și Boton se numește, de la Miercurea Ciucu, doctor inginer, cu sclipiri deosebite, dar sperăm optimiste. El nu prea le are cu optimismul, dar o să îl semănăm noi. Și bineînțeles ne ducem la Deva, la Brad mai precis, și îl întâlnim pe prietenul nostru, Ioan Daniel Indreiu. Bună seara! Bună seara! Și categoric ne ducem să ne aducem aminte despre proclamația din Banat, așa cum ne-am propus de regulă de fiecare dată să inventăm o idee care mergem acolo și spunem: pe această cale facem apel la numeroși oameni de valoare pe care îi are această țară, cărora le cerem să participe la construcția morală a României. Este un lucru excepțional din sufletele tuturor participanților la acea manifestare, care a fost transmis în eter și dorim să ne manifestăm în sensul acesta și astăzi. Și am să încep cu un lucru excepțional. Pot să spun că am muncit din anul 2013 la un proiect cu privire la activitatea experților tehnico-judiciari, înfăptuirea actului de justiție cu sprijinul experților acolo unde le se cere acest sprijin pentru a formula un punct de vedere, o judecată de valoare cu privire la pricinile care trebuie dezlegate de judecători, m-a determinat să construiesc o metodă de lucru care din 2013 a demarat, în 2014 am reușit să realizăm împreună cu Curtea de Apel Timișoara, Tribunalul Timiș și Judecătoria Timișoara și cu colegii mei, experți, mulți, acel ghid pe care îl găsim pe Ministerul Justiției. Era un prim pas când s-a deschis o ușă largă și am reușit să facem câțiva pași, zic eu, prima deschidere să se vadă ce importanță majoră are topografia, geodezia și cadastru în ceea ce privește participarea la înnobilarea dreptului oamenilor. Mă întreb, oare mai avem noi nobili în România? Ce zici, domnul Botul? Lobby? Nu, nobi. Lobby avem. Nobil. Lobby avem. Da. Nobil, dragul meu, nu... Unul e de față cu tine. Bravo! Așa, ce zici? Hai că vă întreb pe fiecare. Ce zici, Radule, te confrunți cu mulți nobili în ziua de astăzi? Cu mulți nu, dar mai sunt. Dar nu așa de mulți cum ar trebui. Așa. Daniele, cum e? Nu am aprofundat acest subiect, nu mă pot pronunța. Asta e cel mai mare diplomat dintre noi, s-a dovedit de data asta foarte abil. Ca de obicei, când nu trebuie să dea cu bățul în baltă, nu dă, că stropește pe toată lumea și mai bine să rămânem curați. Așa, hai să mergem mai departe. Ce s-a întâmplat vineri la Arad? O demonstrație că atunci când se dorește, prin România se poate, domnul președinte al judecătoriei Arad, Bogdan Ionuț George, a convocat și a invitat parteneri pentru completarea ghidului și anume, din partea experților, domnul Botond, domnul Demăcuș, din partea agenției au venit oameni de importanță majoră, cum e domnul Buzar, domnul Rinu Trușcă, cum e Sorin Truță, cum e domnul Mihai Bâlbă. Au mai fost și alții, nu mai țin minte exact, acum
De asemenea, o pleiadă importantă de avocați, printre care decanul avocaților din județul Arad, domnul Beleiu, prietenul nostru, care ne întâlnim foarte des la emisiuni, de asemenea, alți avocați au participat și au convenit să dea drumul la acest proiect pe care eu l-apreciez ca fiind unul de mare importanță, de mare impact și cu eforturi poate să pună în evidență că putem să constituim o locomotivă și o direcție bună dată. Ce s-a remarcat în mod special? Aportul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Domnul judecător a fost foarte încântat de participarea acestora și nu numai de participare, ci de contribuția pe care au făcut-o și au adus-o în cadrul proiectului, evident păstrând palierul pe care ei desfășoară activitatea. Nu putem să remarcăm pragmatismul pe care l-a manifestat domnul Rinu Trușcă, care prin cuvinte extrem de simple, clare și concise a putut să repună în evidență anumite lucruri. De asemenea și intervenția domnului Buzaș, care sperăm prin prestația lor să punem pe cale, mai ales acum când de la Curtea Constituțională a plecat pe promulgare legea care va schimba filozofia de emitere, să zicem, a acelui aviz tehnic, pentru că nu are nimeni dreptul din afara procesului să intervină. Eu am pus o întrebare simplă, nu acum, dar în mai multe emisiuni, dacă, de exemplu, o instituție a dat un aviz, poate să-l mai dea și a doua oară, când minte sau când se păcălește și pe cine păcălește, ce interese sunt. Le dau o veste tristă și pentru experți. Tot ce am construit și ce vom construi se va baza pe pregătire continuă, în mod categoric, pentru că altfel vom vorbi singuri sau vom rămâne pe din afară. Asta e o țintă foarte importantă pe care ne-o propunem ca să punem în evidență extrem de importantă aplicație ETERA a Agenției Naționale de Cadastru, care nu poate nimeni să o conteste, chiar dacă nu e perfectă, niciun om nu e perfect. Am ținut morțiș să precizez că am avut prin prezența acestor distinși domni oameni de mare importanță, oameni care au dovedit că atunci când e un proiect de țară serios gândit, pot contribui în mod cert pentru înfăptuirea binelui public. Nu știu care este impresia ta, Boti, că ai participat la această manifestare, însă la experiența pe care o am și la faptul că am înghițit multe broaște ruioase să ajung aici, sunt mulțumit. Ce părere ai? Îmi place pentru că rămâi un naiv incurabil ca și mine de altfel, dar e bine. Ceea ce privește ghidul este o inițiativă într-adevăr salutară, binevenită, e util. Am și pus o întrebare pe care o pun și acum. Oare merită efortul? Va utiliza cineva ghidul? Și dau și răspunsul. Vreau să dau și răspunsul ca să nu-ți Eu vreau să dau răspunsul. Mihai, eu vreau să dau răspunsul. Eu sunt obligat să ți-l dau. Răspunsul este dacă un singur om preia de acolo niște idei bune, înseamnă că a meritat. Cum am spus și vis-a-vis de cartea mea care e în spate, m-a întrebat oamenii, a meritat să faci efortul ăsta? Și răspunsul meu este dacă doi inspectori își dau seama că au greșit și vor lucra în alt mod, înseamnă că a meritat. Vreau să spun un lucru. De ce am îndrăznit să provoc această întâlnire și acest proiect? Pentru că judecătoria din Arad, la întâlnirea cu experții, a luat din ghidul meu modele, fascicole care le-a pus în dosarul de pregătire. Vreau să-ți mai spun că există avocați care invocă ghidul, dar nu numai aici în țară, peste tot. Că tu n-ai știut, din nefericire trebuie să înțelegi că nu te-ai informat, ai muncit destul. Trebuie să deschizi ochii, probabil trebuie să schimbi ochiile. Nu este așa. Va fi un succes, sunt convins. Pentru că Dumnezeu binecuvintează munca oamenilor onești. Și vreau să spun, foarte cinstit, că în jurul acestui proiect am încercat să aducem
cât mai mulți oameni de bine, care să nu urmească un scop propriu, ci să urmească binele cetății, ci să știi că suntem oameni care vrem să urmărim binele cetății. Și acum să trecem puțin mai departe. În spațiul public românesc a apărut o altă chestiune legată de, să-i zic eu așa, comunicare. Putem spune că a apărut o modificare a unui ordin, ordinul 16, prin ordinul 599 pe 2022, care din perspectiva omului care se informează, și eu vreau să vă spun că m-am informat și am dat telefoane prin țară, pe la mai mulți, nu dau nume că nu am cerut permisiunea asta, și mi s-a spus, spre exemplu, cineva că din 11 oficii doar 3 lucrează la fel. Parcă sistemul este unic. Mai mult, sunt sute de întrebări, nelămuriri pe care le-a introdus acest ordin, care vine și desparte țara în două. Între decretul legii 115 și registrul de transcripțiuni și inscripțiuni pentru același subiect. Ți se pare normal, Bobby? Nu. Nu e normal. Nu este normal, nu? Ce zici, Daniele? Ți se pare normal să împărțim lucrurile pentru același subiect, să lucrăm unii mai mult, să plătim unii mai mult, alții mai puțin? Mie nu mi se pare normal. Bine, asta este clar că nu e normal, dar mie nu mi se pare normal altceva. Dacă ceva era clar și mergea bine, de ce a trebuit să fie schimbat? Pentru că nu era niciun fel de probleme. Vrei să-ți dau eu răspundul? Cu modul de interpretare a documentațiilor sau a tuturor tarifelor care erau pentru anumite genuri de lucrări, știa și cadastru, știa și cartea funcțională ce are de făcut, și acum a venit o chestiune care bulversează pe toată lumea, inclusiv pe angajații oficiilor, care săracii nici nu îndrăznesc să întrebe că par proști sau nu știu cum o să fie crezut. Nu îndrăznesc că e frică. Deci hai să punem pe dreaptă. Nu are rost să nu îndrăznesc. Nu îndrăznesc de frică, pentru că acești troglodiți care nu înțeleg nimic transformă agenția un bibelou, că este un bibelou, agenția în interese mesine de luptă împotriva lui Precup. Asta m-a urit. Că cineva de la București s-a triunflat multii ca să-i demonstreze la Precup că n-are dreptate. E o nebunie să transform agenția într-o luptă intestină. În loc să rezolvi problema în mod simplu, civilizat, demn, tu transformi agenția într-un instrument de tortură. E clar că nu era cea mai mare problemă a momentului. Sunt alte 1000 mult mai importante cu care nu se ocupă. Și așa, din senin, complicăm ceea ce, cum a zis și Dani, era relativ simplu. Și nu mai înțelege nimeni nimic. Și mai vreau să vă mai spun că am transmis astăzi o scrisoare însoțită de un set de întrebări primit din teritoriu cu rugămintea să ni se traducă româna în română. Mai nou trebuie să traducem româna în română. Eu cred că este important să înțelegem lucrul ăsta și am cerut, printre altele, să desemneze un reprezentant al agenției care să vină în emisiunea din această seară, 11 octombrie 2022, ora 21, pe Zoom, ca autoritate supremă în domeniu, cu dorința de a clarifica subiectele pentru a liniști cetățenii, emisiunea de astăzi, având această direcție. Nu am dorit să fim nevoiți să facem comentarii în lița specialiștilor care au propus modificarea. Nu ne-am propus acest lucru, i-am invitat a refuza dialogul, e o problemă. Noi mereu am susținut agenția ca autoritate supremă din domeniu ca să fie respectată, însă atunci când direcția dată creează atâta zbatere, rezultă faptul că cei care trebuie să explice și să dea linia unică de aplicare în cadrul sistemului unic pe toată țara au probleme de comunicare, chiar dacă ar avea dreptate în ceea ce solicită sau numesc sau doresc să impună. Deci, discutăm despre comunicare. Eu personal am și solicitat să fie anulat acest ordin, să se redea unul nou care să fie unitar pentru România. Nu putem împărți România. Cine o face, nu știu, cred că nu știe ce face. Și de aceea așteptăm cu nerăbdare, sunt bineveniți oricând,
să ne explice clar, cu virgulă, cu punct, cu diacritice, cu la nivel academic, așa, altfel încalcă legea României, că așa spune legea 500, ca să ne lămurească pe toți. L-am chemat pe domnul secretar pentru că a apărut o întrebare legată de rolul hotărârilor consiliilor locale în activitatea pe care o desfășoară publicitatea imobiliară. Domnul secretar, v-am rugat să ne spuneți dacă hotărârile de consiliu local produc efecte în înscrierea unor documentații cadastrale de genul dezlipiri alipiri. Da. În opinia mea, potrivit textelor în vigoare, a mai multor texte în vigoare, da, produc efecte în vederea înscrierii în Cartea Funciară a drepturilor reale, translative, constitutive sau declarative. Chiar codul de procedură civilă vine în completarea codului administrativ, care vine și ne, de fapt ele se îmbină, vine și ne spune că înscrisul autentic este înscrisul întocmit sau după caz primit și autentificat de autoritate publică, adică autoritate publică fiind toate consiliile locale din România. Deci, cum am spus, de o autoritate publică, de un notar public sau de către o altă persoană investită de stat cu autoritate publică, în forma și condițiile stabilite de lege. Autenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identității părților, exprimarea consimțământului acestora cu privire la conținut, semnătura acestora și data înscrisului. La fel și codul administrativ pe la articolul 671, cred, ne spune că autenticitatea actelor emise de autoritățile publice se face prin semnătura celor funcționarilor care le semnează. Tot în codul administrativ ne spune la 196 care sunt actele administrative emise de către autoritățile locale, consiliile locale emit hotărâri, primar emit dispoziții, dar pe lângă toate acestea este vorba și de alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi și obligații. Deci orice act care naște, modifică sau stinge drepturi și obligații, aici vorbim chiar și de drepturi de proprietate, eu zic că este un act autentic în baza căruia se pot face înscrierile în cartea funciară. Respectiv, vă dau un exemplu, un contract de concesiune încheiat între autoritate publică și un cetățean naște dreptul cetățeanului de a înscrie contractul respectiv în cartea funciară, iar în baza contractului se și face înscrierea la rubrica de sarcini a contractului respectiv. Deci, domnul secretar, o întrebare simplă și o să-i rog și pe colegii mei dacă are dreptul cineva să încalce codul civil? Ce să face? Să încalce? Da. Are posibilitatea să-l încalce. Obligația noastră este de a respecta. Da. Codul civil mai spune foarte limpede la articolul 888, foarte clar. Înscrierea în cartea funciară se vitează în baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii de cărare rămas definitiv, a certificatului moștenitor sau pe baza unui act emis de autoritățile administrative. Autoritatea administrativă, domnul secretar, voi consiliile locale. Da, suntem autorități administrative și așa cum v-am spus, pe lângă acele hotărâri și dispoziții, cum spune și în codul civil la 888, în baza unui alt act emis, lărgește un pic sfera actelor, cum spune și codul administrativ și alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi și obligații. Deci este foarte important să înțeleagă cei care lucrează în publicitatea imobiliară că trebuie să nu dea dovadă de analfabetism funcțional. Putem interpreta, da. domnul Boton, putem interpreta că au interese să-și promoveze notarii? Cu siguranță, dar n-am înțeles de unde a apărut problema. De ce a trebuit să facem această analiză? Pentru că în unele județe, asemenea chestiuni se întâmplă. Am avut întrebare pusă direct, pe care am refuzat să o trimit la agenție pentru că mi se părea o chestiune că noi nu cerem aprobare să aplicăm o lege. Am dreptate, domnul secretar? Aveți perfectă dreptate în sensul acesta. Legea trebuie respectată și aplicată de respectată de toată lumea și aplicată de cei cărora legea le conferă obligația de a aplica.
Daniele, ce părere ai tu? Asta este și părerea mea. Nu poate să fie diferită de ceea ce spune legea, dar voiam să te completez cu ceea ce spuneai mai înainte. Să nu uităm că lucrările depuse după 19 septembrie sunt toate pe traseu și fiecare lucrare are interpretări diferite datorită modului neclar în care au fost făcute precizările legislative. Este foarte important pentru că, cel puțin eu asta observ și la noi și probabil și în altă parte, fiecare BCPI își aplică modul propriu de gândire și modul propriu de interpretare a tarifelor care ar fi corespunzătoare fiecărei lucrări, respectiv podurile care să fie luate în calcul. Ori, vezi, asta este destul de important, după părerea mea, că încă nu s-a clarificat, chiar dacă, să zicem, s-a dat în 19, au apărut primele probleme prin 20 și ceva, eu zic că până prin 1 octombrie ar fi putut să se clarifice lucrurile atât timp cât încă lucrările erau pe traseu, pentru că ele o să fie soluționate în mod diferit, unele probabil o să fie respinse, pentru că de unde era să știe autorizatul să introduc un anumit cod în 19 sau în 20, că marea majoritate nici nu au știut de apariția acestor modificări. Ori de aici eu zic că se creează o grămadă de probleme și de discuții, mai ales în cazul celor care depun multe lucrări. Că dacă ai o lucrare izolată, poate că nu ești așa afectat. Dar care e diferența? Scuză-mă, acum ai făcut o afirmație destul de gratuită, de un punctul meu de vedere. Păi nu e gratuită, eu am înțeles ce vrei. De ce să masochez pe unul care are o lucrare și să... Nu, cred că același tratament trebuie tratat oamenii cu ceva care nu cu COVID, că probabil că la unii ține, la alții nu ține, dar trebuie tratat în așa fel încât să fie nediscriminați. Nu trebuie să fie așa, dar eu spun că nu e afectat, poate suportă mai ușor situația, chiar dacă nu este normal. Eu am înțeles că nu este normal nicio lucrare să fie în acest mod tratată, dar vreau să spun că este în natură umană să suporți mai ușor dacă ai una decât dacă ai 30 de lucrări depuse și toate să fie cu referate sau mai știu eu cum respins. E clar că nu e normal. Aici trebuie... Eu trag următoarea concluzie. Trebuie să mergem spre ce semnificație are comunicarea eficientă. O comunicare eficientă nu semnează doar transmiterea un mesaj într-o formă cât mai clară, într-un tip cât mai scurt, deoarece concizia, și asta reprezintă calitatea de a fi concis, să-ți exprimi sau să formulezi scurt ceva, nu garantează și înțelegerea. De asemenea, comunicarea eficientă va fi întotdeauna așa dacă există o înțelegere mutuală și experiență împărtășită înspre emițător și receptor. Dacă aceasta nu există în schimb, atunci ele trebuie construite prin dialog. Cereri de clarificări și răspunsuri detaliate, astfel încât comunicarea să nu fie unidirecțională, iar feedback-ul receptorului să fie într-adevăr luat în considerare. Putem să spunem că ne-am confruntat cu o comunicare eficientă, domnul Botton? Niciodată sau foarte rar. De obicei, eu când fac corespondență, comunic cu oficiul, cu agenția, în 90% din cazuri primesc un singur răspuns, același răspuns, indiferent ce am întrebat. Și răspunsul este în felul următor. Dacă nu-mi place ceea ce decide registratorul de carte funciară, pot să fac cereri de reexaminare și dacă nu sunt de acord nici cu soluția dată, pot să mă adresez instanței. Cam asta e comunicarea din partea lor în orice problemă. Cum e, Daniele, cu comunicarea asta? Da, numai că ceea ce spui referitor la acest mod de comunicare este foarte păgubos pentru cetățean și chiar și pentru noi, cei care întocmim lucrările, pentru că duce la situații foarte neplăcute, tergiversări în soluționarea diferitelor dosare și de multe ori oamenii se grăbesc, nu au răbdare și nu au timpul necesar pentru a merge în instanță, chiar dacă probabil că în instanță ar avea câștig de cauză. Din acest motiv, eu zic că instanța este
o ultimă soluție pentru fiecare sau eventual pentru cine vrea să dovedească că într-adevăr are dreptate și nu este presat în vreun fel de timp. În acest caz, după părerea mea, instanța are o următoare chestiune. În instanță știi cum intri, dar nu știi cum ieși. E o problemă adâncă. Asta o știm toți și eu am văzut-o. Păi asta trebuie să o transmitem celor care sunt interesați de instanță. Haideți să vedem ce ne spune un secretar general al unei comune despre comunicare. În general, comunicarea noastră cu alte instituții ale statului este bună. Nu aș putea să spun că nu este bună. Cu privire la oficiile de cadastru sau birourile de cadastru, e una mai standardizată, așa cum a spus și dumneavoastră. Răspunsurile sunt scurte și toate au același conținut. Dacă nu suntem mulțumiți de răspuns, putem face contestație sau cerere, nu știu exact, și apoi să ne adresăm instanței. Însă, da, într-adevăr, noi am avut câteva cazuri cu instanța de judecată, așa cum ați spus. Nu știi cum, adică intri în instanță, dar nu știi cum se termină. Chiar situații în care logica noastră conducea către o normalitate a lucrurilor, instanțele au hotărât altfel de cum ne așteptam. Mihai, dacă îmi dai voie, completarea ceea ce a spus Daniel, a punctat foarte bine. Sunt probleme strict profesionale la care noi ne pricepem cel mai bine, adică agenția, autoritatea și prestatorii. În majoritatea cazurilor ar trebui să găsim soluția în interior, să nu se ajungă în instanță, pentru că poate nu sună bine, dar judecătorii nu se pricep atât de bine la acest domeniu cum ne pricepem noi. Dacă vă aduceți aminte, la început nici nu era varianta cereri de reexaminare. Ne trimiteau direct în instanță. Și am insistat, am stat de vorbă cu conducerea din perioada respectivă agenției, hai să băgăm încă o șansă să se îndrepte lucrurile. Și atunci a fost modificată legea cu posibilitatea aceea de reexaminare. Dar cred că autoritatea ar trebui să dea o atenție mult mai mare cererilor de reexaminare, pentru că acolo se pot îndrepta orice greșeală. Întrebarea mea este următoarea. De ce se ajunge aici? De ce se dau aceste răspunsuri lapidare? Oare nu trebuie să dea socoteală cel care, în momentul când greșește? Știm că la reexaminare, de regulă, în multe situații avem pe posturi oameni, să zicem, pe perioadă determinată și atunci nu se pun rău cu colegii că se întorc înapoi. Și atunci, indiferent ce nemernicie a fost scris acolo, ei dau înainte, pentru că te duci în instanță. Nu ar trebui oare să identificăm niște soluții în care atunci când pierzi să ți se impute toată perioada asta de timp? Ce părere ai, Boti? Da, motivul cred că este dispreț în primul rând, adică e o dovadă clar dispreț că nu tratează cu suficientă atenție o problemă serioasă. Dar de competență nu vorbim. Da, asta vorbim tot, da. Și pe de altă parte, lipsă de empatie. Acei funcționari nu-și dau seama care sunt consecințe dacă un om care, cum să zic, simplu, care nu prea a umblat la instanță, ajunge pentru o problemă relativ simplă și, cum ai zis, intră acolo, dar poate iese răvășit. Adică nu știe ce se întâmplă. Deci ar trebui foarte, foarte atent să tratăm problema și să nu trimitem oamenii în instanță. Domnul secretar, ne cunoaștem de foarte mulți ani și putem spune că am avut o colaborare remarcabilă. Putem spune că ne-am sprijinit reciproc, ne-am întrebat în multe situații cum să procedăm. Am creat un dialog. A ajutat colaborarea asta între noi? Eu, în opinia mea, pe mine personal, m-a ajutat foarte mult.
Nu știu pe dumneavoastră, dar... Dar din moment ce ești aici în emisiune, înseamnă că ești un om care pot conta pe el, care are coloană vertebrală, cu care pot să schimb o vorbă, care are un cuvânt de spus. Este da, numai că noi înainte să dăm o soluție ne-am consultat, adică am avut un dialog, am împărțit niște opinii, nu? Și am ales varianta de comun acord. Poate fi, domnul secretar, poate fi această comunicare între persoane de profesii diferite o soluție pentru a merge înainte? Comunicarea este o soluție în orice, nu doar între profesii. În orice domeniu, în orice, între orice persoane, instituții, orice. Dar vă întreb eu, de ce refuză unii comunicarea? Sunteți un om care lucrați cu foarte multe persoane și cred că, având în vedere că așa aveți și o pregătire, aveți și o vârstă pragedă, că nu comparativ cu unii de prin zonă, păi, apreciați dumneavoastră, de ce refuză oamenii acest dialog? Unii poate din factori de natură personală, alții factori de natură profesională, alții profesională, mă refer poate din... motive ale pregătirii, se simt că nu stăpânesc situația, le este teamă de un dialog, nu știu. Asta cred că un psiholog ne poate spune mai bine. E, totuși, părere trebuie să avem fiecare, ne putem da seama, nu trebuie să spunem științific lucrurilor, pentru că nu aici nu facem școală, doar ne spunem punctele de vedere și constatările pe care le simțim în fiecare zi. Cum e, Daniele? Comunicarea asta ar fi utilă, modul de a discuta cu inspectorul e util, e necesar? Toate ar fi utile și revin la ceea ce discutasem înainte, ar fi util să existe niște norme foarte clare și niște, nu știu, exemple de a lămuri lucrurile, pentru că noi discutăm în primul rând despre ceea ce a apărut în urma schimbării modului de tarifare și eu cred că dacă ar fi niște reguli clare cu privire la această tarifare, cu exemple concrete, repet, și extinzând lucrurile și la ceea ce discutase mai înainte cu privire la ajunge în instanță, la fel, nu ajungi în, ajungi în instanță și nu știi ce iese, dar dacă sunt niște situații clar lămurite prin legislație, eu cred că și dacă ajungi în instanță, știi dinainte dacă ai șanse sau nu, adică observ dacă e o greșeală flagrantă a oficiilor de cadastru, pentru că judecătorii, așa cum spuneați și voi, nu tot timpul sunt foarte bine conectați la ceea ce înseamnă domeniul cadastrului și au multe interpretări așa cum consideră ei și lor oricum nu ai ce să le faci. Eu vă spun că am văzut atâtea cazuri de când sunt expert și fac expertize și eu mă mir de multe ori ce soluții se dau în unele cazuri, dar eu nu am ce să fac. Eu sunt simplu... E, aici, dacă e să facem o analiză fiecare dintre noi trei, că noi suntem experți, ne putem face o imagine. Odată, ca să spun părerea mea, faptul că noi nu suntem chemați în sală să putem să dialogăm, să putem lămuri anumite lucruri, deși conducibil o codul de procedură instituie această procedură, e o mare deficiență. Mai mult, ochii care nu se văd se uită. Judecătorul nu ține cont de specialist, pentru că îl aude mai mereu pe acest avocat, care în fond și până la urma urmei de multe ori se contrazice în aceeași frază. Pentru că eu, spre exemplu, am folosit o chestiune de genul ăsta și evident că am fost puțin acid. Și probabil că atunci când te simți lezat, eu m-am simțit lezat, adică un om care n-a venit la fața locului, la lucrurile de la fața locului, ce să spună el despre subiect? Mie mi se pare absurd, mi se pare aberant, mi se pare neonorant încălcarea dispoziției instanței, nu de către mine. De către cel care trebuie să participe la fața locului. El poate să vizualizeze și să poate să ajungă la dezlegarea pricinii în momentul în care el vine cu o idee. S-ar putea, vine specialist să te facă să găsești o soluție delicată. Ce părere ai tu, Bodi? În timp ce vorbeam, mi-a venit în minte ceva. În momentul în care voi ajunge director general al ANCPI, voi face un birou special care
analizează sentințele civile în materie, adică în cazul cererilor asta, acțiunilor împotriva încheierilor de carte funciară. Pentru că concluziile de acolo cred că ar putea conduce la îmbunătățirea sistemului. Și cred aici că... mi-a plăcut. Aici eu credeam că vei face ce am plătit acum la o ultimă expertiză. Existau două titluri de proprietate, sentință definitivă, la care cei de la Rom Silva nu recunoșteau sentința. Păi și am rămas puțin la interzis și am zis, păi cum să nu recunosc sentința? E treaba mea cum a fost dată acea sentință? Eu trebuie să o aplic. Da. Eu am crezut că faci și tu că aia. Nu, nu. Deci ar putea fi trase niște concluzii în urma celor sentințe și să îmbunătățească legislația, procedurile, ca să tot sistemul să funcționeze mai corect. Și acum te întreb, pentru că lansând această idee, numai tu ai putea să o promovezi această idee? Nu, am aruncat pastila, poate cineva... Da, ăsta e rolul și rostul dialogului pe care îl purtăm între noi. Și mergem puțin de tot mai departe, când ne apropiem cu pași vertiginoși de finalul emisiunii care trece foarte repede. Și mai avem un text de analizat împreună, pentru că noi ne confruntăm foarte, foarte mult cu următoarea chestiune. În foarte multă legislație nu se face aducerea la zi a textelor corelaționate cu modificările legislative. Și iată ce spune legea 24/2000 cu privire la tehnica legislativă. Evenimente legislative implicite. Și mă bucur că e domnul secretar aici, pentru că vreau să avem o dezbatere vie cu privire la acest subiect, care îl consider de mare, mare însemnătate, dar să vin și spun și de ce. În cazuri deosebite, în care la elaborarea și adoptarea unor reglementări nu a fost posibilă identificarea tuturor normelor contrare, se poate prezuma că acestea au făcut obiectul modificării, completării și reabrogărilor implicite. Vreau să fim foarte limpezi, pentru că sunt colegi inspectori care spun că pentru ei nu contează legea. Domnul coleg secretar general, sunteți jurist de profesie. Oare un ordin poate să facă o lege? Nu. Tocmai ierarhia lor este stabilită chiar și în legea 24/2000 de tehnică legislativă. Un ordin de ministru nu poate completa, modifica o lege. Dar avem legi generale și legi speciale. Acum, complexitatea lor, legea specială primează în fața celei generale. Însă în textul enunțat de dumneavoastră, da, este adevărat că orice modificare adusă nouă, o lege nouă care modifică la rândul ei mai multe acte normative, fie ele ordine, ordonanțe de urgență sau normale, ori alte legi, de aia și spune, sunt prezumate a fi înlocuite, abrogate și așa mai departe. Vă dau un exemplu concret și când a apărut codul administrativ, la fel a fost în toată legislația conexă, era greu să o aduci la zi sau să o modifici atunci. Și în textul codului administrativ vine chiar și ne spune, că vă dau un exemplu simplu ca să înțelegeți. Sintagma de secretar al comunei XYZ va fi automat înlocuită cu secretar general al comunei XYZ. Așa funcționează. Deci, dar cum ați plecat de la întrebarea că unii inspectori nu doresc sau pentru ei legea nu există, eu zic că mergem prea departe. Legea e pentru toată lumea. Prea departe? Dar n-am mers nu prea departe, dragul meu. Haideți să lămurim lucrurile puțin de tot ca să vedeți în ce lume trăim. Noi, experții, avem actualmente la bază Ordinul 1882/2011, care conține referiri la trei ordine abrogate. Întrebarea mea este, dacă citim acest text de lege, poate face cineva referire la texte abrogate? Textele abrogate nu se mai pot. Legea, în principiu legislativ, este că legea nu retroactivează, cu excepția legii penale mai favorabile. Deci o lege abrogată care nu mai este în uz nu poate fi aplicată astăzi. Dacă vorbim despre un ordin abrogat, nu are același efect? Are același efect. Adică da. Nul.
Adică nu există, da. La ora asta, dacă este ablogat, da. Hai să-l întrebăm pe Daniel. Oare în activitatea ta îndelungată, ai fost și director de instituție publică? Când eram tânăr, da. Poftim? Când eram mai tânăr, da. Acum ai îmbătrânit? Nu, no, toți îmbătrânim. Deci, ai întâlnit asemenea replici. Legea asta nu e a noastră, e legea 50 și legea urbanismului. E sigur că am întâlnit și întâlnesc și acum fiecare aruncă pisica în curtea celuilalt, dar eu sunt de aici, din Ardeal și cuplez mai greu, n-am înțeles când o să fie colegul de emisiune director, rezonanța numelui i-ar da dreptate, ținând cont de ultimele două numiri, dar nu a făcut precizări exacte cu privire la timpul care o să mai fie până atunci, o săptămână, o lună, un an, doi, cât de cât informat dacă toți suntem în aceeași emisiune. Nu plecăm cu nelămuriri sau cei care ne ascultă, poate și ei au rămas un pic, nu sunt clarificați cu privire la acestea. Haideți să-i dăm ocazia să răspundă, măi, dacă e o provocare, domnul Ramos. Nu e pe țeavă și te liniștesc că nici nu o să fie în curând. Deci să nu încerci să vii acum cu pile, că n-are rost. Nu, dar rezonanța era așa. Cu pile. Dar trebuie să știm treaba asta. Cu ce pile? Nu fac parte din grupul respectiv. Și schimbările sunt foarte rapide, văd. Da. La noi, spre exemplu, la Ministerul Educației, în 22 de ani au fost 25 de miniștri, care au luat-o toți de la zero. Și unde au ajuns? După școala generală sau ce? Toți de la școală generală până la doctorat? Nu. Problema de fond nu poate fi luată în glumă. S-a făcut acel test pe 165.000 de elevi din 765 de școli din România și s-a ajuns la o concluzie tragică. 70% au probleme de înțelegere. E foarte grav. Oameni 7 din 10 să fie analfabeți la țară, domnul secretar, 8 din 10. Și ce mai spunem? Cine a contribuit la această realizare, domnul secretar? Sistemul. Numai? Poate... Sistemul e peste tot. Numai puțin. Da, dar nu e defectuos ca la noi. Pentru că nu există o comunicare, nu? Putem să spunem că este o comunicare unidirecțională, nu? Putem să spunem și așa, însă partea cu analfabetismul e puțin mai complicată. Cel puțin, după cum știți, cred că până în clasa 8-a nici nu știu dacă mai au voie cadrele didactice să lase elevi repetenți sau nu știu exact. Parcă cred că nu mai au voie, nu știu, cu siguranță. Și atunci nu ai cum să... Eu am întâlnit cazuri și în activitatea mea în care copii absolvenți de, aș putea să spun, de liceu, fără bacalaureat, n-au putut să scrie o cerere. Au venit cu bunicii și nu au fost în stare să scrie o cerere. Nu știu ce aș putea să spun în sensul ăsta. Unde e problema? Mihai, știi că sunt școli unde te înscrii fără BAC, adică n-ai nevoie de bacalaureat și te facă persoană autorizată în domeniul nostru. Deci poate da, nu știi și... să scrii, dar devii persoană autorizată. Nu știu, eu știu doar atât. S-a întâmplat prin anul 2020 când s-a identificat vreo 39 de diplome care au fost emise de Universitatea București pe job de zi, care s-au anulat și inclusiv agenția s-a dus să îi dea afară pe cei care ocupau postul de conducere în cadrul birourilor de înregistrare sistematică. Și atunci te miri tu că nu reușești să îți iei banii la timp. Întreb și așa, puțin cam așa. Trebuie să revenim un pic de tot și să spunem, pentru că ai fost director general, am înțeles, director general ajung, nu? Ajung, da. Lansarea unui ordin n-ar trebui să fie supus dezbaterii publice? Ba da, dar știm cu toții că dezbaterea asta publică e formală. Numai de ochii lumii se face, pentru că nimeni nu ține cont de dezbaterea publică.
Dacă vă amintiți, avem regulamentul 700. Din 2014, nu știu de câte ori am tot făcut dezbateri publice, comisii, analize, propuneri și după 8 ani nu s-a făcut nimic. Și probabil o să se facă niște modificări cu care niciodată n-a fost de acord. Deci cam așa arată dezbaterea publică. Deci dezbaterea publică. Acum vin cu o întrebare subsecventă. Și anume, inițiatorul n-ar fi trebuit să iasă în public și să explice toate chestiunile astea? Mai ales după buciumul care l-a creat în România? Sunt convins că pe hârtie există dezbaterea publică. Au spus că am postat nu știu unde de timp de 5 ani și că a fost dezbatere publică. Cu siguranță asta va fi răspunsul lor. Nu, n-ai răspuns la întrebare. Repet, poate n-ai înțeles. Am vorbit românește. Deci, autorul acestei, să zicem, idei, ca să nu folosesc un termen, nu avea obligația morală să îndrepte lucrurile și să liniștească oamenii și să le spună, așa se face. Am înțeles acum și ceea ce ai spus. S-a făcut dezbatere publică, probabil pe hârtie. N-ai răspuns. Bun, nicio problemă. Daniele, ce părere ai? Avea o obligație morală cel care a venit cu ideea să spună, uite, așa am vrut să fac. Avea, dar eu știu, poate s-o fi făcut, ce nu știm noi. Păi stai puțin, noi nu facem parte din România? A, se segregează, da, am înțeles. Totul noi s-a discutat la București departe de spre Transilvania. Noi suntem mai departe de București, până la noi ajung mai greu informații. A, nu au avut internet. Exact, da. Cum vi se pare, domnul secretar, dezbaterea? E utilă? Nu e utilă? Trebuie băgat oamenii în seamă sau nu? Eu cred că consultarea publică sau dezbaterea este binevenită. Tocmai dezbaterea și consultarea ne duc la dialog. Ca să vă răspund și întrebării, nu știu de obligație, dacă avea obligația morală sau nu, dar pot să spun că nu mai avea morală, gata, s-a terminat. Ar fi fost oportună ieșirea în public și a explica clar ceea ce a dorit, că a zis că vă feriți de termenul de inițiator, dar un inițiator atunci când textul pe care sau norma pe care dorește să o implementeze poate fi interpretată în vari feluri, ar trebui să iasă moral, cel puțin cum ați spus, să explice clar direcția pe care a dorit-o. Întrebarea mea e următoarea. Vreau la fiecare să-mi răspundeți la ea. O autoritate conduce prin puncte de vedere sau ordine, direcții, decizii? Daniel? Păi, la modul cum ai pus întrebarea, nu poate fi decât un singur răspuns. Este ca și când întrebi un elev, să un profesor vrea să-l ajute să treacă clasa și pune așa întrebări. Nu e așa că e așa. Cam ăsta este răspuns. Este evident că așa trebuie să fie, dar vezi că realitatea este de multe ori diferită. Totuși, am pus o întrebare, chiar dacă spui așa, pentru că tu ai înțeles-o bine. Domnul director general adjunct, ați fost confruntat poate de nenumărate ori cu dezbatere și, într-adevăr, la 599 sau cât e ordinul ăsta, a fost o dezbatere și am văzut acolo puncte de vedere divergente, dar niciunul n-a fost luat în seamă. Ceea ce spuneam. Exact. Da. N-a fost luat în seamă, nu contează nimeni, ci mușchii noștri de la București, față de Transilvania. Ți se pare normal? Nu avem nevoie de puncte de vedere, pentru că formulările sunt neclare. Dacă s-ar face niște acte normative foarte frumos compuse, organizate, cu formulări clare, n-ar mai fi necesare puncte de vedere. Nu, dar întrebarea mea, domnul, oare ce-o fi un punct de vedere, domnul secretar? Ce e un punct de vedere? Punctul de vedere este opinia mea, cel puțin aș spune în materia mea profesională cu privire la un anumit subiect. Dar autoritatea are voie să aibă puncte de vedere? Da, are voie să aibă puncte de vedere. Dar de și ce cred că e clar. Pentru că eu cred că nu. Eu zic că nu. O autoritate trebuie să dea direcții și spune așa se aplică.
Acum depinde de ce fel de autoritate. Sunt autorități care nu mă dau direcții, sunt autorități care trebuie să respecte direcțiile, sunt autorități care pot modifica, completa sau schimba direcții. Acum, un dialog între toate aceste autorități cred că ar face mult mai simplă aplicarea normelor. De exemplu, ați vorbit de tarifarea diferențiată și așa mai departe, de interpretările diferite ale inspectorilor. Păi era simplu. Autoritatea supremă, cum o numiți dumneavoastră, dădea o normă clară internă de interpretare a textelor respective și peste tot s-ar fi făcut la fel. Restul de aici, înainte, era reaua voință sau credința celor care trebuiau să o aplice. Foarte frumos. De reținut, foarte bine punctat. Haideți că ne-am apropiat de final și aș vrea să conchidem fiecare dintre colegi privind această emisiune despre comunicare eficientă, despre subiectele divergente care se nasc datorită lipsei de comunicare. Domnul Boton. Aș vrea să punctez neaplicarea legii. Am avut recent un caz în județul Maramureș, o speță legat cea de limita intravilanului și oficiul, autoritatea, a scris negru pe alb că da, am dreptate, așa sună regulamentul, dar în municipiul Baia Mare se aplică alte reguli. Deci cam asta e situația în care trăim. Avem un regulament, dar totuși fiecare îl aplică cum crede de cuvință. Din ce cauză? Nu știu. În Baia Mare o lipsă de autoritate. O autoritate se respectă. Deci ca să fii respectat trebuie să-ți impui ținută, să-ți impui respectul, să-ți respecti partenerii, să dialoghezi cu ei, să-i bagi în seamă și să știi că datorită lor ești acolo sus. Eu, un punct de vedere, poate nu e de acord. Aici trebuie să-ți dau dreptate. Mulțumesc mult, că azi mi-ai dat multă dreptate. Daniel. Eu n-am umblat decât prin patru județe, cu județul nostru și mi-a ajuns. Mă mir de puterea de muncă și de răbdare a colegului de emisiune care poate să umble prin toată țara și rezistă unor asemenea situații. Mă gândesc că observă mult mai ușor faptul că situațiile sunt tratate diferit din județ în județ, decât mine sau decât alții care lucrează în 2, 3, 4 județe. Radu. Eu, natura profesiei mele, acum nu m-a plimbat atât de mult în toată țara sau în multe județe ca să pot să mă exprim, dar din corespondența pe care am avut-o cu diverse instituții cu privire la aceeași problemă, da, într-adevăr, modul de interpretare sau de aplicare a prevederilor pentru soluționarea unei probleme diferă sau pot diferi. Sunt cazuri în care diferă, însă finalitatea, în cazul nostru, administrației publice, am văzut că este cam aceeași. Nu diferă, chiar dacă modul de interpretare este altul. În seara aceasta am fost împreună cu Radu Briscan de la Comunalivestile, secretar general cu care am colaborat foarte bine. Eu, acum fiind pensionar, pot să spun că există oameni de valoare care trebuie băgați în seamă. O comună Boboc, cu un primar deosebit, cu oameni care au finalizat intravilanul localității integral pe banii lor. Sperăm să putem să obținem banii de la agenție, pentru că e un model de urmat. De asemenea, am fost cu Daniel Indrei, un expert de excepție care pune de multe ori bețe în gard, cu dibăcie, așa cum trebuie, ca să dea de gândit în sensul pozitiv al cuvântului, și bineînțeles cu autorul celor 101 încheieri de carte funcțională, care eu le numesc calvarul prin care trece un specialist atunci când se pricepe în domeniul lui. Și pot să spun un lucru cu care am și început. Agenția Națională de Cadastru are niște specialiști deosebiți care ascunde. Din nefericire, poate nu-i bagă suficient în seamă, însă la un proiect de importanță majoră, așa cum este acel proiect în care am adunat la invitația judecătoriei Arad, experți, avocați și agenție, s-a dovedit că calitatea și posibilitatea de a schimba filozofia în ceea ce privește modernizarea României
prin digitalizare, prin modernizare și efectul covârșitor, reducerea corupției cu tendințe spre zero, poate deveni realitate dacă ne trezim. Și sunt convins, având în vedere că aceste lucruri pot fi realizate, Bunul Dumnezeu ne va da putere de muncă, înțelepciune și să înțelegem ce spune acolo în Biblioteca lui Dumnezeu. Unii seamănă, alții iară și alții culeg recolta. Haideți să nu ne mai dăm la joale, haideți să învățăm să ne respectăm unii pe alții, să promovăm onestitatea, demnitatea, să avem curaj să spunem că am greșit sau dacă nu, așa trebuie făcut, n-ați înțeles bine, să avem curajul dialogului constructiv, pentru că altfel lucrurile denaturează. Dragii mei, chiar dacă vreți să faceți ceva, consider că e foarte important să distingeți ce este bine și ce este rău. Trebuie ca șef să ne dați exemple. Dacă voi nu sunteți în stare să promovați lucruri bune, care să fie înțelese de toată lumea și aplicate la voia întâmplării, creind frică, înseamnă că nu sunteți pe drumul cel bun. Înseamnă că aveți alte interese sau nu puteți să îndepliniți aceste funcții. Vă depășesc. Românii au nevoie de oameni capabili, competenți. Și vrem să facem precizare foarte limpede. Noi cei care lucrăm la această emisiune, că susținem finalizarea procesului de inventariere a patrimoniului nestemat funciar al României, care poate să asigure țării o dezvoltare durabilă prin punerea în valoare a frumuseților și a bogăților cu care Dumnezeu a dăruit România. Dragii mei români, haideți să dialogăm eficient. Asumați-vă responsabilități, fiți îngăduitori, nu fiți ranchinoși, nu lansați acum haite de tine peste cei care vă spun că trebuie să vă iubiți țara, că trebuie să ne respectăm unii pe alții. Doamne ajută, Doamne dă bine și binecuvântează România. Oriunde ar fi românii noștri dragi, cu multă înțelepciune, putere de muncă și să ne vedem sănătoși cu lucruri mai bune.